Hei, hei, hei! Începem un nou daily vlog și nu este de weekend, că este miercuri astăzi. Sunt în tura de dus Johnny la școală pentru că există, e o ședință la școală pentru anumiți membri. Așa că, de fapt, e pentru părinți cu directoarea. Și se face o dată pe lună și merg și eu astăzi să vedem ce se întâmplă. Anul ăsta încerc să fiu mult mai implicată în școala lui Johnny și mai prezentă, așa că încerc să particip la toate ședințele astea, cu toate că e un job full-time, numai să fii părinte și să fii implicat. Și asta doar la școală, că mai e și părințeala de acasă. Așa că începem. N-am reușit să îți arăt outfit-ul zilei, pentru că John încă doarme, că asta trebuia să spună târziu, dar o să ți-l arăt fie mai încolo când sunt plecată, dacă găsesc o oglindă sau dacă nu, când mă întorc acasă. Abia îmi găsesc cuvintele, m-am trezit la 4:40 pentru că copilul a avut un vis urât și n-am mai adormit de atunci. Am făcut și pâine cu Maia și multe altele, așa că abia pot să vorbesc. Do you want to say anything? Bună dimineața! Hello? Bună dimineața! Hello? Bună dimineața! Hello? Bună dimineața! Hello? Am postat zilele astea, de fapt, pentru tine, săptămâna trecută, un vlogtober. Fac acum aceste videouri de format scurt, prin care arăt ce fac într-o zi. Și arătam cum că am spălat covorul din bucătărie. Și am mai arătat o dată că folosesc acest aspirator și am primit întrebări despre el. Este un aspirator de la Bicel. Este varianta pentru, se numește Little Green. E varianta pentru animalele de companie. Nu am știut dacă vreau un aspirator din ăsta, n-am știut care e potențialul lui și am zis să cumpăr unul mic înainte să cumpăr ceva mare. Au și aspiratoare, cum erau alea de modă veche, foarte mari și înalte. Au genul ăla pentru covoare, însă din motive de spațiu, din motive că nu am știut sigur dacă o să-mi placă, am zis că l-aleg pe ăsta mic și sincer îmi place foarte mult ăsta mic. Nu cred că aș vrea unul mare, am covoare în casă, dar mai bine, nu știu, mi-a 20 de minute să curăț un covor decât să-mi ia 5 minute și să am aspiratorul ăla undeva pe aici prin casă. Și e și mai ieftin ăsta la preț. Ideea e că vine cu... aici e rezervorul de apă și are o soluție specială pe care poți să o cumperi de la ei. O să-ți înțelez o poză cu cea pe care am cumpărat-o eu și aici e rezervorul cu apă murdară, unde se întoarce apa. Deci am vrut să cumpăr covorul, nu că avem animale de companie, după ce am cumpărat covoarele astea, deci am vrut să cumpăr aspiratorul, nu covorul. Este pentru că am cumpărat covorul astea deschise la culoare și am zis că oricum și dacă nu călcăm pe ele, praful tot se pune pe ele și oricât aș da cu Dyson-ul, nu o să fie albe. Și atât, dacă vreau covoare crem alb, trebuie să am grijă să le păstrez așa. Așa că, da, cam asta e ideea principală. Pe urmă, are aici în spate unde ții cablul și un cablu destul de lung. Odată am aspirat și covoarele din mașină cu el. E, nu aspir mizeria cu el, doar cureți. E un loc să duci covorul la curățătorie sau să-l speli în curte, îl speli cu asta și sincer cred că face o treabă mult mai bună. Am avut o perioadă lungă de timp un covor în bucătărie care mi-a plăcut foarte mult, dar din păcate, din cauza... cade apă din el. Din cauza faptului că nu l-a spălat sau l-a spălat în curte s-a stricat, nu știu, nu mai fost și n-a fost la fel de frumos, așa că încerc să mențin. Nu e o chestie care o fac o dată pe an, încerc o dată la lună să curăț covoarele pentru a le menține curate. Nu toate deodată, nu e o chestie care astăzi mă pun și spăl toate covoarele, nu. Când am timp, spăl 1-2. Ei, am spălat zile trecute ăla din bucătărie, astăzi îl spăl pe ăsta din dormitor. Și ideea e că atunci când îi dau drumul, apăs pe treaba asta și vine apă pe aici și dau cu perea asta să ducă murdăria sau praful și așa mai departe și în același timp aspiratorul absorbe din apă. Așa că hai să dăm drumul, partea asta nu o să pot să vorbesc pentru că e foarte scomotos.
Da, ai văzut apa aia, deci... De casa asta nu vreau să-l las să spăl doar o dată pe an, pentru că cine știe ce iese atunci din covoare. Încerc o dată la câteva luni de zile și tot așa, o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni fac câte un covor, două. Bineînțeles, dacă Johnny scapă mâncare foarte multă pe covorul din sufragerie, atunci mă pun și îl spăl pe ăla cum trebuie. Dar, da, asta e. Bine, dormitorul e o zonă care merge foarte mult, care... pe care o folosim foarte mult, bucătăria din nou. Covorul, de exemplu, din camera lui Johnny nu e la fel de murdar, de pretențios. Pe urmă, covorul de pe holul de la intrare pe care nu o folosim, nici ăla nu e chiar așa de rău. Dar iese o grămadă de chestii din covor și e foarte satisfăcător acest aspirator. De ce tot încurc aspiratorul cu covorul? Da, astăzi e a doua zi, am uitat să zic asta, nu mă simt extraordinar de bine, nu știu, parcă m-am trezit așa cu o răceală, parcă mă ia o răceală sau ceva, am făcut o baie fierbinte și am apucat din nou în fața calculatorului, nu am nimic foarte interesant planificat pentru astăzi decât muncă și o prietenă de-a lui Johnny vine vizită și o să le fac pizza, cam asta e, și o să încerc să fac rețeta de pizza cu mai puțină drojdie, pentru că am primit foarte multe comentarii că era prea multă drojdie în rețeta respectivă și, într-adevăr, rețeta zicea 20 de grame de drojdie uscată, nu udă sau cum îi zice, la cealaltă, care nici nu se găsește aici în Statele Unite și din cauza asta am pus atât de mult. O să încerc să fac doar cu 7 grame, cum mi-ați recomandat voi. Așa că astea sunt planurile pe ziua de astăzi, care sunt extraordinar de interesante. Am început dimineața pe fugă, pentru că m-am oferit voluntar la școala lui Johnny. Numai despre asta vorbesc, dar anul acesta vreau să fiu mult mai implicată, pentru că se apreciază asta la școală și pentru că simt că și el apreciază să fiu mai implicată, pentru că atunci se simte mai parte din comunitate. Și m-am oferit odată pe săptămână, profesoarele din clasa... Din clasa 1 au nevoie de un voluntar care să le facă copie la tot ce au pe săptămâna viitoare, teste și ce materiale predau copiilor. Copiile să le faci la școală, numai că durează. Mi-a luat o oră, de exemplu, să fac toate copiile și așa că cu asta m-am ocupat dimineața. Acum vreau să fac un retur la Target, pentru că mi-am cumpărat un costum de Halloween, dar nu-mi place. Și vreau să-l returnez. A fost o ceva așa, chestie de moment. Uite că e fain și hai să-l iau, dar nu. Poate facem iară să fim toți trei cu aceeași tematică sau dacă nu, să fac eu ceva care de fapt mă reprezintă, nu doar că e fain costumul. Și pentru că mergem cu Johnny trick-or-treating la colindat pentru bomboane, că așa se face și așa fac toți copiii. Și așa că, da, asta, mă duc acum să returnez asta și trebuie să cumpăr oricum câte ceva de la Target și ăsta e planul pe dimineață. Parte din cumpărăturile de la Target sunt șervețele, pentru că vine toamna și răcelile și așa mai departe. Pe urmă, șervețele astea le cumpăr ca să mă șterg pe față cu ele. Sunt mult mai groase decât șervețelele astea și țin unul în baie doar pentru față, pentru dacă am nevoie pentru beauty blender și așa mai departe. Astea sunt șervețelele mele. Și pe urmă am găsit brandul acesta de... Ce sunt astea? Sunt role cu șervețele pentru bucătărie și sunt făcute din bambus și sunt fără plastic. Zice... Unde e? Trebuie să vedem de ce parte. Aici, pe partea asta, zice că prin faptul că am cumpărat astea, am salvat 22 de grame de plastic
14.4 pounds libre de copac. Chestia e că bambusul e cel mai crește foarte repede. Are nevoie de puține resurse și crește repede și mare. Și atunci sunt făcute din bambus. O să văd cum sunt, dacă sunt la fel de bune ca și celelalte, dar e interesant. A fost foarte interesantă experiența azi dimineață la școală la Johnny, când, bine, nu am fost în cameră cu el. L-am lăsat la școală și pe urmă eu m-am dus la profesoară și mi-a dat foarte multe chestii și pe urmă mi-a arătat unde este printerul și m-am dus și imprimanta și m-am dus și le-am listat pe toate alea, am făcut copii. A fost foarte, foarte interesant. Am încercat să nu arunc un ochi pe... adică m-am uitat la ce chestii fac săptămâna viitoare, dar nu o să insist să facem aceeași chestie ca să știe la teste sau de astea, nu trișăm. Am făcut-o pur și simplu să ajung pe profesoară. De fapt, sunt două profesoare pentru că sunt două clase și în fiecare săptămână câte un perite se oferă să facă treaba asta pentru ele ca să economisesc o oră și mă gândesc că ora aia pe care economisesc l-a făcut copii, o pregătesc alte chestii pentru copii. Da, mi-a venit o comandă pe Sephora, n-am comandat mare lucru luna asta decât ce aveam nevoie. Săptămâna viitoare merg la un baby shower și mingea asta a fost mingea favorită a lui Johnny. Are tot felul de etichete aici, dacă se vede. Deci a adorat mingea asta când era bebeluș să joace cu ea și cu etichetele. Și tot timpul la mămicile, proaspăt mămici sau la baby shower, îmi place să cumpăr chestia asta. Deja am cumpărat ceva de pe lista de dorințe, pentru că aici la baby shower își fac wish list online și îți trimit link-ul odată cu invitația și am cumpărat, pentru că și eu când am avut baby shower mi-a plăcut persoanele să cumpere de pe lista respectivă ca să, pentru că sunt chestii de care aveam nevoie și le-am pus acolo cu scopul de asta e ce am nevoie. Și am făcut asta pentru că mi se pare normal, nu știu, mie așa îmi place, dar am vrut să ofer și ceva personalizat, la care mulți părinți când își fac listele astea nu se gândesc la jucării, cu toate că ăsta micu nu cred că să aibă nevoie de jucării, că maică-sa e profesoară și au foarte multe jucării, dar ceva așa de început. Și comandă de la Sephora, după ce am fost la Johnny la școală, m-am dus până la... mi-am luat concealerul anticearcănul de la NARS, culoarea 2, Light Vanilla, tot ăsta îl folosesc, numai că e pe terminate. De fapt, chiar e pe terminate, tot am tras de el, tot am încercat să scot din el. Așa că mă bucur că mi-a ajuns astăzi ca mâine să nu mai trebuiască să mă chinui. M-am dus la Target să returnez, că îmi cumpărasem un costum sub formă de casetă, care arăta foarte bine, dar n-avea nicio treabă cu ce se îmbracă Johnny și nici ceva care mă reprezintă. Așa că l-am returnat și am cumpărat chestii astea, ai văzut, șervețele, una chestie de curățenie pentru doamna de la curățenie și mi-am luat o băutură din aia, două băuturi din alea Olipop, că nu am mai putut de foarte mult timp și au o aromă nouă cu mere și a fost bună, numai că nu e ceva ce beau în fiecare zi. Și cam asta a fost. În rest am venit și am lucrat pe calculator. Mi-am luat mascara asta pentru sprâncene, Legendary Brows, îmi place foarte, foarte mult. Culoarea mea este Dark Brown. Da, e aproape că terminat și ăla. Și pentru că în ultima perioadă am folosit paleta de la Too Faced, care se numește Kitty Likes to Scratch. Îmi plac foarte mult două farduri de acolo și mi le-ați lăudat și voi. Nu am mai găsit aceeași pe Sephora, dar am găsit o de la Too Faced una și sper să fie culoarea să funcționeze, nu știu. Dacă nu e ce trebuie, nu știu, poate ar fi trebuit să mă la Ulta după Kitty Likes to Scratch, dar... Da. Să vedem dacă găsesc așa un roz pudră, nu știu, puțin cu sclipici. Și asta se numește Precious Gems. Cred că aveau două tipuri, două culori și asta este ediție limitată. Cei de la Too Faced au packaging-ul foarte fain, au, da, packaging-ul
foarte fain și foarte deosebit, arată ca și o piatră prețioasă. Nu știu dacă e ceea ce caut. Mă gândeam la astea două, să le amestec și să am un fard. O să le încerc. Partea bună în satul lui, dacă încerc asta și nu-mi place, pot să returnez. Partea proastă e că știu că o să ajungă la gunoi. Da, eu o să-mi recuperez banii, dar ajunge la gunoi. Dacă nu-mi place și chiar știu că nu o folosesc, atunci probabil că o să o returnez. Dar încerc să reduc asta, adică dacă cumpăr chestii de la Sephora și nu-mi plac, trebuie să, chiar să nu-mi placă, să fiu sigură că nu le folosesc și atunci le returnez. Nu doar cumpăr și returnez. A, și este și o limită, cred că de $1000 pe an. Dacă returnezi mai mult de atâta, îți blochează contul și nu mai ai voie să returnezi. Nu am făcut niciodată. Adică, mulți ani de zile n-am returnat nimic. Acum am început pe aici, pe acolo să returnez, dar nu știu, dacă, anul trecut dacă am returnat de 200 de dolari, nu cred. Foarte, foarte rar. Și am luat o mostră gratuit, mi-a trimis un tester, mascara de volum care este de la Rare Beauty. Da, așa că o să încerc să nu returnez, o să văd dacă îmi place, sper să-mi placă și de asta tot timpul când cumpăr ceva mă gândesc mult și bine, dar sincer, puteam să caut pe alte site-uri, Kitty Likes to Scratch, cealaltă paletă. Doar că m-am gândit că am folosit două farduri din paleta aia, am cumpărat alta care să folosesc doar două. Hai să cumpăr alta în care poate folosesc mai multe farduri, așa că nu știu. O să o testez, să vedem. Dacă nu, o să o trimit înapoi, dar sper să nu fie cazul, sper să îmi placă să folosesc. Și din cauza asta, ăsta a fost un alt factor pentru care nu am, din cauza căruia nu am cumpărat tot aceeași paletă, cu toate că îmi place. Mă, normal, ar trebui să folosesc toate fardurile alea și să nu-mi cumpăr alta. Da, așa suntem noi, femei, sau așa sunt eu. Îmi place să folosesc 2-3 farduri dintr-o paletă și pe alea le folosesc pe toate. Da, cam asta e ce am făcut. Am lucrat puțin pe calculator. Am băgat un dovleac la cuptor. Nu cred că, nu știu dacă o să mănânc la prânz, probabil că îl mâncăm la cină. Am băut o matcha și o să mai lucrez acum, pe urmă să le iau pe gen de la școală și să vine un prieten la el și doarme la noi în seara asta, așa că cred că gen ne-a uitat, dar o să fie foarte fericit. Și câteodată cred că uită de toate activitățile astea și nu îi reamintesc până nu sunt sigur, 100% sigură că, hei, chiar o să facem asta și am trimis mesaj tăticului și a zis da, că se poate, că chiar a puțin răce copilul și nu știam dacă se întâmplă sau nu se întâmplă. Așa că, da, și pe urmă trebuie să programez ceva pentru mine să confirm cu o altă mamă. Da, sunt foarte dedicată lui Johnny. Încerc să fiu foarte prezentă în toate aspectele vieții lui, pentru că mă gândesc că mai sunt câțiva ani în care mă vrea foarte implicată, după care își face singur programul și chiar mă gândeam aseară cu John, aseară, zilele astea vorbeam cu el, zic, oh, să fie un timp în care o să zică că mami merg în oraș cu nu știu cine și trebuie să-l lăsăm? Să plece singur? Aoleo! Nici nu vreau să mă gândesc cum o să fie pe atunci, dar na. Toți părinții trec prin asta, nu? Mai un lucru îți mai spun și pe urmă te las. Nu știu dacă ai observat, tot pe același canal am început să postez Vlogtober, care este Vlogmas, dar în octombrie, câte un video de format scurt în fiecare zi în luna octombrie. E un challenge pentru mine, provocare, Larisa, provocare, că vorbim în română, dar de ce am vrut să fac asta e ca un fel de antrenament pentru Vlogmas, cu toate că știu că e diferit. În Vlogmas trebuie să filmez în fiecare zi format lung, dar să văd dacă prinde un daily vlog în formatul scurt, poate în viitor aș face mai multe, dar nu în fiecare zi. Nu știu, de mie un test să vedem dacă place. Am recunoscut multe persoane care de obicei îmi lasă comentarii în videourile de format lung, care mi-au lăsat comentarii în videourile de format scurt, așa că apreciez asta, cu toate că am văzut că la formatul scurt foarte bine prinde ce mănânc într-o zi. Nu am prea, n-am făcut aia acum, pentru că sunt cu Vlogtoberul, cu daily vlogul și e foarte greu să filmez tot ce fac într-o zi, să și filmez în același timp și ce mănânc într-o zi, cu toate că, nu știu, în zilele în care fac mai puține, poate ar trebui să includ și asta ce mănânc. Cam asta este, sunt nevorbită.
Ne auzim mai încolo sau poate mâine, pentru că dacă o să am casa plină de păieți, nu știu ce, cât de ocupat o să fiu. Aseară am făcut lui Johnny și lui prietena lui pizza. În seara asta nu mai fac pizza și pentru prietenul lui. Probabil că o să fac niște paste cu un sos alb de, din ăla, de caju, ca să imite mac and cheese-ul și probabil că niște tofu, că băiețelul ăsta știu că nu e la fel de pretențios la mâncare precum fetița care a venit ieri, la care am făcut pizza. Ne vedem din nou la față! După cum vezi, am fost în casa cuiva și anume a fost la un estate sale, pentru că astăzi am dus eu pe Johnny la școală, s-a oferit John să se ducă el să le ia de la școală și răsturnare de evenimente, că am văzut că foarte aproape de mine, foarte aproape, destul de aproape de mine a fost un estate sale și încă este, e prima zi, un estate sale a lui producătorului și, nu, e din ăsta designer de producție și regizor de artă, John Iacovelli, cred că se zice, cred că e italian, dacă nu mă înșel. Ei, și are a avut un estate sale, se pare că a murit în 2023. Și de obicei stay-sale-urile astea în LA sunt destul de scumpe, dar am văzut o poză și avea foarte multe sfeșnice de sfeșnice aurii cu $5 bucata și e un preț decent pentru, din nou, LA. Așa că am urcat în mașină, zic, în loc să-mi termin eu ale mele, că sunt singura acasă, mă duc la stay-sale. Și ce să zic, am plecat și am venit și băieții încă nu sunt acasă, deci mă mișcă repede. Da, am cumpărat câteva sfeșnice, o să arăt doar câteva. Sunt, au venit și băieții, sunt într-o stare nu foarte bună, adică sunt folosite, poți să vezi, o să trebuiască să le curăț, da, la $5 bucata și, nu știu, pe mine mă bucură faptul că au fost în casa cuiva care le aprecia mai mult decât să le cumpăr, nu știu, le știu povestea, au venit din casa domnului ăstuia și le știu povestea. Nu am filmat foarte mult pentru că domnul avea gusturi foarte interesante la artă. Îi plăcea arta nudistă cu bărbați. Și nu cred că YouTube, nu cred că i-ar plăcea să arăt astfel de imagini. Și în rest, nu, era foarte dezorganizat. De obicei, cred că și din cauza asta prețurile erau mai mici. Am simțit cum că casa așa a lăsat-o el și așa, după un an de zile, mai bine de un an de zile, au pus totul la estate sale. Nu au făcut curățenie, nu în baie încă era peliuța de dinți și toate astea, puțin creepy așa dacă mă întreb pe mine, încă era acolo. Deci nu au curățat nimic, cine știe cine a moștenit casa și așa mai departe, s-a hotărât, ok, vrem să o vindem sau așa, hai să facem un estate sale să vindem tot ce este în casă și nu s-au atins de nimica. Da, foarte, foarte interesant. Așa că am luat 6 sfeșnice, o să le curăț și o să le vezi de Crăciun în hall-ul de acolo. Încerc să cumpăr foarte multe chestii care sunt second hand anul acesta, pentru că, nu știu, o face să mă simt mai bine decât să iau chestii noi din magazine care sunt în tren. Nu-ți fă grijă, o să fie și din alea. Dar am o idee foarte interesantă care mi-a venit zilele astea și chiar mă uitam după astea și a picat la fix acest estate sale. Dar a fost o chestie așa, de ultim moment și foarte,
N-ai fost în casa nimănui care, la niciun stay-sell care nu a fost așa curățat, a fost doar chestiile toate pe acolo lăsate. Foarte interesant. Ok, hai să vorbesc cu băieții că s-au întors de la școală. Am ținut vlogul deschis pentru duminică, ca să mergem la piață, ca să-ți arăt ce am cumpărat și să-ți arăt cum e la piață. Ar fi trebuit să mă sfăl pe cap aseară, însă John a fost la muncă, chiar dacă a fost sâmbătă, a fost la birou și am fost părinte singur, iar ieri a fost toată ziua despre Johnny. A dormit un băiețel la noi vineri seara spre sâmbătă dimineața și a stat până la pe la ora 11, după care m-am dus cu Johnny să ne întâlnim cu un alt prieten de-al lui, să jucăm bowling, mers la bowling, nu să ne jucăm bowling. Și acolo au și o chestie, o cameră în care are tot felul de jucării din astea pentru copii, atât, nu știu, din astea, nu sunt video neapărat, dar sunt alea cu scaune în care te miști și așa mai departe. Și bineînțeles că s-au jucat copiii și acolo vreo oră, am cheltuit și acolo $20. Bowlingul e destul de scump, dar atunci când suntem două familii e mai convenabil la preț când împărțim la doi. Și pe urmă băiețelul zice, pot să vin la voi acasă să mai joc cu Johnny? Și zic, da, trebuie să ne oprim până la Whole Foods că trebuia să cumpăr câte ceva de mâncare. Și m-am oprit și acolo și pe urmă a continuat toată petrecerea sau joaca acasă. I-am zis, copilule, te-ai jucat de azi de când te-ai trezit până acum, numai te-ai jucat. Și aseară eram terminată, m-am băgat în pat, zic, nu mai pot să mai fac absolut nimic. Da, chestia este că noi când eram mici ne jucam pe stradă, nu? Ne lăsa mama, tata, bunicul, bunica pe stradă și ne jucam de dimineața până seara, veneam să mâncăm. Ei, nu sunt aceste posibilități în lumea în care trăim sau cel puțin la mine, în orașul ăsta în care locuiesc eu. Și atunci încerc să-i ofer parte din copilăria aia cum pot. Ei, asta înseamnă că trebuie să fiu prezent acolo, că trebuie să mă duc, să-l aduc și așa mai departe. Și atunci ia o grămadă din timpul meu, dar asta este, că până la urmă să fii mamă, din punctul meu de vedere, pentru mine e foarte, foarte important și foarte plăcut. Așa că asta am făcut ieri și astăzi nu m-am spălat pe cap. Azi e ziua lui John, dar l-am lăsat să doarmă și am mers la piață. De fapt am venit la piață, am găsit ultimul loc de parcare, sunt fericită. Și am văzut să scot niște bani și să cumpărăm ce ne trebuie și pe urmă să-ți arăt și ai scăpat de mine. Și în momentul adevărului, ce am cumpărat? Parcă n-am cumpărat foarte multe, dar nu știu, nici nu am găsit multe chestii care să mă atragă și nici n-am vrut să fac risipă. Am luat două din astea de salată verde, îmi place foarte mult salata asta. Aici am niște roșii și castraveți, am 3 castraveți și câteva roșii. Se vede sau nu se vede? Așa, pe urmă am luat ciuperci, bineînțeles. Am King, am astea care nu știu cum se numesc, dar sunt tare bune și frumoase. Așa, și din astea. 3 tipuri. Pe urmă am luat pâinea asta din făină integrală, de fapt e o lipie din făină integrală, 2 humusuri, unul cu anghinare și unul cu conopidă. Pe urmă aici am luat de la Romica noastră. Am luat niște sticuri din astea din foietaj cu prânză, sunt foarte bune de mâncat cu supe creme și o o prăjitură cu căpșuni, super bună. Asta am mai luat-o în trecut și mi-a plăcut la nebunie. Crema asta de deasupra este demențială. Pe urmă, pentru mic dejun am luat 2 bagelsuri, unul cu zatar și unul simplu. Băi, ce mari și groase sunt și pufoase. Și am luat cremă de brânză, asta este de vacă, am luat-o pentru Johnny. Pe urmă, eu o să-mi fac cu humus și roșii. Usturoi, dovleci, pentru că e sezonul dovlecilor. Ăștia sunt favoriții mei, sunt atât de cremoși. Tot timpul am unul copt în frigider, pentru că
mâncăm cu orice și mă gândeam să fac niște paste. Nu știu dacă astăzi sau mâine să fac niște paste, sos de paste cu el, că sunt foarte, foarte buni. Și pe urmă, am luat unul din asta care John zice că e pentru sărat, însă am cumpărat de la Whole Foods niște filo dough și vreau să umplu cu din ăla, să fac așa ruladă plăcintă cu dovleac, dar eu folosesc dovleacul ăsta, care John zice că e doar pentru sărat, dar să vezi ce mănâncă. Pe urmă, standul ăsta avea pepeni și ne lăsa să-i gustăm și foarte bune. Am luat un pepene roșu și doi galbeni, niște dali, niște căpșuni și smeură, aici un kit de făcut ramen și niște găluște cu legume, umplute cu legume. Și cam asta este și haul-ul și video. Îți mulțumesc pentru vizionare. Nu uita să te abonezi, să apeși butonul de like și ne vedem săptămâna viitoare. Data viitoare, nu săptămâna viitoare, că e în aceea săptămână.